Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată ce se mai întâmplă în teritoriu. Elena Udrea, după condamnarea sa în prima instanță. Sunt șocată. Traian Băsescu a plâns. Pe 2 martie, judecătoarea Claudia Jderu de la Curtea de Apel București a dat decizia în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din anul 2009. Procurorii au cerut pedepse maxime pentru toți cei implicați în dosar, dar nimeni nu s-a aștepta să curgă cu condamnări. Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare, iar Ioana Băsescu 5. Elena Udrea declara marți că s-a întors în țară cu convingerea că lucrurile în justiție s-au schimbat, dar a aflat că acest lucru nu s-a întâmplat. Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat, spune Elena Udrea la Antena 3. Fostul ministru afirmă că este liniștită pentru că în acest proces a făcut tot ce s-a putut face pentru a-și dovedi nevinovăția. Am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce ca să demonstrez că acuzațiile procurorilor Bulancea și Căveșii erau rupte de realitate, a mai spus Udrea. Elena Udrea afirmă că, deși instanța recunoaște că nu există text de lege care să o incrimineze, judecătoarea a condamnat-o în baza unor discuții despre raportul Greco. Vă dau un exemplu pentru care sentința aceasta a fost un șoc pentru mine. Instanța recunoaște că nu există reglementare legală pentru luarea de mită pentru altul, așa cum a fost descrisă fapta pe care eu aș fi săvârșit-o. Deci, judecătoarea aceasta recunoaște că nu există text de lege care să mă incrimineze și cu toate astea spune că nu știe ce discuție din nu știu ce raport Greco din anul 2010. Autoritățile române nu știm care au spus că, deși nu există această prevedere, totuși legislația românească acoperă și posibilitatea de luare de mită pentru altul. Textul acesta apare în codul penal din 2014, deci în 2009, când procurorii mă acuză că aș fi instigat niște colegi de partid să solicite plata unor panouri de campanie la referendum, pe care era mesajul scris "Vino și tu la referendum, votează 300 de parlamentari", deci atunci când eu aș fi instigat niște colegi de partid să meargă să caute finanțare pentru plata acelor panouri, nu exista fapta de luare de mită pentru altul în codul penal. Această prevedere pentru altul a fost în codul penal din 2014. Argumentul a fost logic în fața instanței și, dacă s-ar fi întâmplat așa cum spun procurorii, deși noi am probat că nu s-a întâmplat așa, dar și dacă s-ar fi întâmplat în anul 2009, legea nu prevedea ca infracțiune luarea de mită și, respectiv, instigarea pe care aș fi făcut-o eu pentru altul, adică pentru campania lui Traian Băsescu, explică Elena Udrea. Elena Udrea a spus că nu va mai pleca din țară și speră că la apel se va da dreptate, deși e convinsă că e în continuare omisă. Dacă primise ordin, e ordin să o condamnăm pe Elena Udrea, cu atât mai mult în dosarul cu Traian Băsescu, păi sistemul de azi, ăsta care o mai fi, habar nu am, nu știu cine mai conducea sistemul, nu știu cine se duce cu plicul galben. Am sperat că nu mai sunt o miză pentru nimeni, am sperat că voi avea parte de o judecată corectă, prefer un argument. Ai vrut neapărat să mă condamni? Găseai un argument la oricare altă faptă, nu la un text de lege care nu există. O blestem pe judecătoare să simtă copilul ei ce simte copilul meu, mai spune Elena Udrea. Ea a spus că nu a fost în sală la citirea sentinței, iar după primirea vestei nu a vorbit nici cu Ioana, nici cu Traian Băsescu. Elena Udrea a fost condamnată la 8 ani, iar fica președintelui Traian Băsescu Ioana la 5 ani de închisoare în primă instanță. Cum spuneam în dosarul privind campania electorală din 2009, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, DNA, i-au trimis în judecată în 2017 sub control judiciar pe Elena Udrea la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru instigare la luare de mită, 2 fapte, spălarea banilor, 5 fapte, pe Gheorghe Năstasia la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru luare de mită, pe Victor Tarhon la data faptei președintele Consiliului Județean Tulcea, tot pentru luare de mită, pe Ioana Băsescu, notar public, fica președintelui României în funcție la acel moment pentru instigare la delapidare, instigare la spălarea banilor, 2 fapte pe Silviu Wagner la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat pentru delapidare și pe Dan Andronic în stare de libertate pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campanie electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanii era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela.
Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și din această poziție coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediar pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Arăta DNA într-un comunicat de presă. Procurorii spun că remiterea foloaselor infracționale a fost ascunsă prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță. Elena Udrea, pe atunci ministru al dezvoltării regionale și turismului, e acuzată că în perioada octombrie-noiembrie 2009 l-a determinat pe Gheorghe Năstasia, la acea vreme secretarul general al ministerului, să ceară și să primească suma de aproape 1 milion de lei de la un om de afaceri în schimbul asigurării plăți unor contracte pe care societatea respectivă le avea în derulare. Contractele în valoare de aproape 50 de milioane de euro fusese încheiate cu autorități locale finanțate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile și telegondole în cadrul programului Ski în România. Udrea Elena Gabriela i-a indicat inculpatului Năstasia Gheorghe atât suma pe care urma să o solicite de la reprezentantul societății comerciale în schimbul asigurării finanțării ce urma să fie aprobată de către minister în contul unor lucrări deja executate de societate, cât și denumirea firmei către care urmea să se realizeze plata foloaselor pretinse a mitei. În perioada 27 noiembrie-21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat în contul firmei indicat în două tranșe suma de 918.864 lei în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deși societățile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie națională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale, arată DNA. În realitate, însă, banii au fost folosiți pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a uneia dintre candidați, respectiv Traian Băsescu, potrivit procurorilor. DNA a acuzat-o pe Elena Udrea că în aceeași perioadă, respectiv octombrie-noiembrie 2009, l-a determinat și pe Victor Tarcon, la acea vreme președintele Consiliului Județean Tulcea, să pretindă și să primească de la afacerist aproape 700.000 de lei pentru a asigura buna derulare a unor contracte. Banii au fost ceruți în condițiile în care societatea omului de afaceri încheiase anterior cu Consiliul Județean Tulcea mai multe contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Astfel, în perioada 26 octombrie-23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat în conturi la 4 firme în baza unor contracte fictive de consultanță și servicii de publicitate suma totală de 691.029 lei. Nici de această dată serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale, desfășurate în favoarea aceluiași candidat, au mai arătat procurorii. În ceea ce o privește pe Ioana Băsescu, procurorii DNA au spus că aceasta, în decembrie 2009, i-a cerut lui Silviu Wagner, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală, despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidențiale care se desfășurase în toamna acelui an. Ulterior, pe 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de Wagner a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă în valoare de 419.000 de lei, prețul menționat în cuprinsul contractului fiind indicat de fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu. De altfel, Ioana Băsescu a și intermediat încheierea tranzacției. În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010, s-a realizat plata sumei de 119.000 de lei, diferența de 300.000 de lei nemai fiind virată din dispoziția inculpatului Wagner Silvioan, ca urmare a faptului că nu a primit niciun document justificativ pentru suma achitată în avans. Și de această dată, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silvioan, neavând nevoie reală de publicitate, avea un obiect de activitate cu consumatori captivi și nu mai achiziționase niciodată publicitate de asemenea valoare. Mai mult, firma prestatoare nu desfășurase anterior acestui moment activități comerciale semnificative și nu avea experiență relevantă în domeniul publicității, potrivit DNA. La 2 zile de la încasarea banilor, firma respectivă a virat suma de 100.000 de lei către o societate administrată de Francesco Giovanni Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu.
Procurorii acuză însă că între cele două societăți nu au existat în realitate niciun fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracționale a banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentată de Silviu Wagner. În februarie 2010, banii obținuți au fost folosiți în interes personal de Ioana Băsescu și Francesco Giovanni Mario pentru achitarea contravalorii unei excursii în Cuba și a cheltuielilor de deplasare. Astfel, suma obținută a fost folosită de Francesco Giovanni Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Ioana Băsescu mai este acuzată că în perioada octombrie-noiembrie 2009 l-a determinat pe Francesco Giovanni Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 de lei provenită din evaziune fiscală a fost transferată către trei firme pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către Elena Udrea și Ioana Băsescu, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni Mario datele societăților către care urmau să fie efectuate plățile. În plus, un procurorii. În perioada octombrie-noiembrie 2009, Elena Udrea a folosit suma totală de 305.118 lei numerar, provenită din infracțiuni de corupție pentru plata unor servicii de publicitate electorală prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care n-au beneficiat în realitate de serviciile prestate. Dan Andronic a fost trimis în judecată în acest dosar pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorilor după ce a fost audiat. La aflarea veștii că fiica sa cea mare a primit o condamnare cu închisoarea, Traian Băsescu a început să plângă, au dezvăluit surse politice pentru voxbiz.ro. Se pare că fostul președinte al României ar fi picat într-o depresie cumplită și nu dorește să mai comunice cu nimeni. De altfel, acesta nu a avut nicio reacție publică după ce a aflat sentința. Mulți s-au grăbit să-l catalogheze drept laș, însă în realitate, acesta se află într-o stare de sănătate precară și probabil va căuta soluții și va încerca să negocieze libertatea fiicei sale. Surse au dezvăluit pentru VoxBiz.ro că Traian Băsescu nu poate fi inculpat și automat nici condamnat, întrucât acesta ar beneficia de o imunitate specială dobândită prin intermediul NATO. Din acest motiv, toată furia celor pe care i-a supărat de-a lungul timpului se îndreaptă acum spre cei apropiați lui. Prieten, asta e povestea. Deocamdată. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!